El are un contract, mă. Care se termină. Se termină. E un om serios, mă. Păi eu, toată lumea îl atacă, dar eu nu sunt de acord cu chestia asta. Să vă spun de ce. Mă, dacă are un contract și se termină contractul, ce aveți, mă, fraților, cu el? Păi unde să lucreze dacă îi se termină contractul? Înțeleg că a fost și un pic supărat că nu i s-a făcut un contract mai mare care să includă, Doamne, și barajul. Doamne Dumnezeule, hai să luăm lucrurile așa cum sunt. Dacă tu ai un contract aici, da, și termin contractul, da, și nu-ți mai prelungesc contractul, îți închide poarta acolo. Da. Ce Dumnezeu! Da, da. Păi credeți că federația închide poarta lui Rădoi? Că da, de unde că... știi că nu? Bine, adevărul e că mi-a spus cineva că l-a auzit pe Stoichiță zilele trecute, mă rog, a fost o mormântare a cuiva. Al lui Drăgușin, Dumnezeu să-l odihnească. Exact, Dumnezeu să-l odihnească. Și înțeleg că la... cineva mi-a spus, domnule, l-am auzit pe Stoichiță când vorbea la telefon și spunea, da, domnule, îl vrem pe Hagi, încercăm la Hagi. Deci dacă ei deja discută la modul încercăm la Hagi, înseamnă că sunt resemnați cu Rădoi. Eu spun că sunt povești, pentru că Stoichiță este un diplomat și nu scos de la el mai nimic niciodată. Vezi, eu vă zic că la, mi-a zis ceva, domnule, da, n-avea nicio interes să... Nu, bineînțeles că dacă pleacă Rădoi, cea mai bună soluție, Hagi sau Pițurcă. Sau eu, Pițurcă? Da, spune. Sigur. Da, păi credeți că mai vrea Pițurcă să revină? Nu știu, domne, îl plătești, vine și numai îi dai două meciuri, alea de la baraj. Ți le face. Da, dacă îți trebuie unul cu mână de fier acolo, care știe să așeze bine echipa, care să... Dar vă întreb altceva, că ați punctat bine. Pentru astea două meciuri, deci pleacă Rădoi și te trezești că ai meciuri de baraj. Lasă că vedem mai încolo, tu trebuie să treci de baraj. Pițurcă sau Hagi pentru astea două meciuri? Da, sigur. Nu, vă întreb, nu. unul din ei. Păi, flerul noastră pe mâna. Pentru astea două jocuri l-a jucat pe Pițurcă. Pe Pițurcă. Și ala lung l-a jucat pe Hagi. Bine, dar cu Pițurcă nu merge pentru două meciuri. Vrea contract de 4 ani de Pițurcă. Na. Pițurcă vine pentru două jocuri. Exact ce-i trebuie lui. Să se